Sami, ce faci, Sami? Haide! Dragi prieteni, suntem în vizită la sanctuarul de Pec, care nu este încă finalizat, nici măcar nu este început. Ăsta este un loc pe care l-am de la bunicul meu, nu mă costă nimic. Togo! Hai! Nu mă costă nimic și începe de aici. Acolo este șoseaua principală, locul începe de aici. Se termină sus de tot, pe colina aceea. Ăsta este locul unde vreau eu să mut câinii și tot ăsta este locul unde vreau să trăiesc și eu. La un moment dat să mă mut. O să vă arăt și de sus cum arată. Trebuie în primăvară să venim să facem curățenie. Nu o să fie foarte ușor, dar nici imposibil. Mai ales că ne ajută Togo. Ne ajută Gaia. Sami e fugit de acasă de câteva zile. Dar a venit cu noi în pădure. Hai, Aria frumoasă, hai! Destul de multe de făcut aici, dar ca și prima etapă ar fi curățenia în primăvară, acum, adică în două săptămâni. Vedem să mai iau pe cineva să mă ajute, că e greu singur. Să curăț tot mărăcinii ăștia și să le dau foc, probabil, ca să luminăm pământul aici. Vreau să-mi pun nuci mai sus, acolo să fie pentru nuci, o grămadă de lemne și aici. Ale noastre. O să tăiem fără să facem rău, să curățăm cumva locul, dar intenția noastră este să punem nuci. Aici să fie pentru câini și jumătate pentru nuci, ca să ne și putem susține. Se pare că cineva a tăiat aici lemne, asta iarnă. Oamenii sunt amărâți și au venit și au tăiat. Eu nu mă supăr pe ei. Dar sper să înțeleagă că aici ne mutăm noi și fiecare cu treaba lui de acum încolo. Hai! Hai copii, hai! Au tăiat salcâmii. Nu mi-au lăsat să se maturizeze. Copacii sunt ființe vii. Nu toată lumea înțelege treaba asta. Deci aici ar trebui să fie viitorul sanctuar de Pec. Aici ar trebui să fie o plantație cu nuci din care să ne susținem și noi măcar mâncarea pentru câini, să ne o câștigăm. Și tot aici vreau să fie un centru de între lumea să vină să se simtă bine departe de oraș, în natură. Adică să organizăm cu plecare de aici, să organizăm excursii, să organizăm tot felul de chestii interesante, chiar și terapie cu câini, prin câini. Mai ales domnul Sami, care a fugit de acasă de câteva zile și vânează. Aria iarăși este un câine foarte bun pentru copii. Ea a mai avut grijă în trecutul ei de copii. Mi-a plăcea foarte mult să organizăm și în timpul verii plimbări cu câinii. Este foarte greu să întreții atâtea animale, dar asta nu înseamnă că nu reușim să-i hrănim.
Hai! Hai, Sam! Mi-ar plăcea să reușesc să am timp să mă ocup și de cum ar fi un foster pentru oamenii care pleacă în concediu și nu-și pot lăsa cu câinii în altă parte. Le iau eu câinii, îi țin aici, le ofer niște condiții, îi plimb și dacă ar face o donație la The Pack, ar fi super. Încă oricine e fericit să câștige bani din munca lui, să își poată crește copii. Nu, la noi nu e cazul de îmbogățire sau... Noi suntem deja bogați. Avem 52 de câini și 2 copii frumoși. 2 băieți. Acesta este platoul de deasupra locului unde avem noi intenția de a face sanctuarul. Aici se termină. Aici e granița locului nostru. Dar până jos este al nostru. Al câinilor, al nostru. Marele Togo. Înțelege ce este toiagul și ce însemnătate are toiagul. Eu cred că toiagul e de joacă.